Zeci de mehedințeni au venit astăzi la centrul de transfuzii din incinta Spitalului Județean din Mehedinți să doneze sânge pentru Raicu Alexandru Marian, ce se află acum în stare gravă. Mobilizarea a venit după apelul umanitar postat pe rețelele de socializare de către apropiații tânărului profesor. Raicu Alexandru este un om iubit de cei din jurul său și în număr mare aceștia au venit astăzi să îl ajute. Exemplu de solidaritate în județul Mehedinți. Zeci de mehedințeni s-au mobilizat și s-au prezentat la centrul de transfuzii din incinta Spitalului Județean din Mehedinți să doneze sânge unui tânăr profesor, aflat în stare gravă la Spitalul Județean din Timișoara, secția neurochirurgie terapie intensivă. Este vorba despre Raicu Alexandru Marian, care a fost implicat într-un grav accident rutier vineri seara în drobeta Turnu Severin, în urma căruia viața i-a fost pusă în pericol. Rudele și apropiații tânărului au lansat un apel umanitar pe rețelele de socializare adresat tuturor celor care doresc să doneze sânge, indiferent de grupa sanguină. Domnul profesor Raicu Alexandru, profesor copilor de la liceu numărul 4, am văzut pe Facebook că e nevoie de sânge și nu e prima dată când donez. Știu ce înseamnă, am avut tatăl bolnav și nu am avut niciun donator, a trebuit să plătim ca să facem rost de sânge și am zis că e un lucru foarte bun să ajuți o persoană dificultate. Raicu Alexandru este profesor de educație fizică, iar inclusiv o parte din elevii acestuia au dat dovadă de solidaritate. Ai venit astăzi să donezi? Da. Văd că a venit multă lume. Da, a venit. Încă multă lume, îi pare rău de el. Nu, Raicu Alexandru. Am făcut sportul, ori de sport cu dânsul. Este un om de treabă, un om din nota 10 și sper să fie totul bine într-un final. Pentru domnul Raicu Marian Alexandru. A fost profesorul meu de sport și era un om de treabă, glumeț. Echipa Mehedințul meu a fost de asemenea alături de drama tânărului severinean Raicu Alexandru, îndemnând cetățenii să vină să doneze. 10 minute pot salva o viață. În această dimineață am fost la centrul de transfuzie sanguină din incinta Spitalului Județean de Urgență din Mehedinți pentru a dona sânge tânărului profesor și în același timp prieten, Raicu Alexandru Marian. Toți cei care vor pot face acest gest. Împreună putem salva o viață. Cei care doresc în continuare să ajute sunt așteptați la centrul de transfuzii din incinta Spitalului Județean din Mehedinți.